Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi am ales să testez un tip de brânză grecească, aceasta fiind a doua cea mai populară brânză din Grecia după feta, și anume brânza Graviera. Numele derivă din celebra brânză elvețiană Gruyère și se aseamănă destul de mult cu aceasta. Graviera este specifică zonelor Greciei precum Creta, Naxos și Amfilochia. În funcție de zone, aceasta poate să difere, astfel că cea din Creta este făcută din lapte de oaie și de capră, iar cea din Naxos este făcută din lapte de vacă. Astăzi am să compar trei tipuri de brânză din două zone diferite, și anume două tipuri de graviera din zona Epirului și un tip de graviera din zona Cretei. Am aici două selecții de graviera mediteranea, una cu trufă neagră și una ușor picantă. Aceste sortimente sunt produse artizanal în zona Epirului, având la bază rețete tradiționale, ambele sortimente fiind făcute din lapte de oaie și de capră. Graviera ușor picantă este puțin maturată, având o textură moale cu note cremoase de nuci și migdale și puțin picantă. Aceasta se potrivește foarte bine la sandvișuri, salate sau pizza. Graviera cu trufă neagră are în compoziție trufe negre de vară în proporție de 1,8%. Are aceeași textură moale, fiind o brânză ușor maturată, dar pe lângă gustul untos de nucă și migdale, această aromă de trufă neagră o face foarte potrivită pentru risotto și paste sau servită pe platou lângă un pahar cu vin roșu. Graviera din cea de-a doua zonă aleasă, și anume Creta, este de asemenea produsă din lapte de oaie și de capră, doar că timpul de maturare este puțin mai mare, de minim 5 luni. Astfel că îi oferă o textură puțin mai tare și o aromă mai iute, această aromă fiind datorată îmbătrânirii accentuate a laptelui de capră. Gustul este subtil de caramel ars și nucă, fiind recomandată a fi servită în salate, rasă peste paste sau gătită tip saganache. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!